Domnul ministru Barbu, ministrul agriculturii, într-o trecere prin județul Brăila. Ne bucură foarte mult. Am vizitat câteva obiective foarte importante pentru județul nostru. Am fost la stația de pompoare de la Spirul Haret. Am vizitat o fermă de procesare Lucerna și o fermă de vaci de producție lapte. Lucrurile, și mulțumesc domnul ministru, am avut și o întâlnire de vedere cu câțiva mici fermieri la Viziru, după care o să avem o altă întâlnire cu fermieri pentru a discuta problemele fermierilor și ne bucură foarte mult pentru Brăila, domeniul agriculturii este foarte important, fiind un județ cu foarte multe hectare de teren și pe acest domeniu, din cele 360.000, chiar vorbeam cu domnul ministru, 330.000 sunt irigate. Cred că este primul județ din România cu astfel de suprafață și ne bucură foarte mult. Suma investită în sistemele de irigații în județul Brăila este una foarte mare și o să ne vorbească domnul ministru. Pentru celelalte ramuri sunt foarte mulți bani investiți în proiecte și chiar spunea pentru celelalte structuri, OAI-uri, și aici Consiliul Județean și-a dat aportul prin certificatele de urbanism și autorizațiile de construcții pe care le-a eliberat în timpuri record, să spunem așa, de 3 zile. Nu se întâmplă lucrurile în țară cum se întâmplă la Brăila. Sunt peste 180 de milioane, dacă nu mă înșel, bani care au fost investiți în aceste OAI-uri. Județul Brăila reprezintă peste 50% din OAI-urile din România. Are un lucru foarte bun și ne dorim ca tot acest proiect al agriculturii, al investițiilor în agricultură pe județul Brăila să nu meargă doar la partea de culturi, ci să mergem și pe partea de procesare și până la produsul final. Și aici o să avem o surpriză, pentru că fermierii din Brăila s-au gândit și vor să ajungă până la produsul final. Domnul ministru, cred că ar fi bine dumneavoastră să spuneți toate acestea. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc pentru invitație, împreună cu colegii mei, atât din Parlament, cât și de la Ministerul Agriculturii, cu domnul secretar de stat, domnul Moise. Am vizitat astăzi mai multe obiective din județul Brăila. Pe de o parte, am vizitat starea sistemelor de irigație și investițiile care se fac în irigațiile din Brăila și cred că acum 5 ani, când eram director general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, spuneam că Brăila va fi primul județ cu peste 90% infrastructura de irigație reabilitată integral. Spun acest lucru pentru că atunci când am pornit programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigație în 2015 cu alocare de 1,5 miliarde de euro, județului Brăila i s-au alocat o sumă de peste 500 de milioane de euro, practic reabilitarea infrastructurii principale de irigație. Cu sprijinul fermierilor, că fără fermier nu puteam face reabilitarea sistemului de irigații, au accesat pe programul național strategic, vorbim 2007-2013-2014-2020 și acum pe 2023-2027, cred că o alocare de peste 400 de milioane de euro.